start ziua numărul 6 din acest electric trip. Înregistrează. Din păcate, lucrurile n-au fost așa cum mi-aș fi dorit, pentru că a fost și o mică problemuță, și anume azi noapte la ora 12 fix încărcarea s-a oprit. N-am idee de ce. Și din această cauză este ora 9:51 și de-abia acum am plecat la drum, pentru că am mai lăsat mașina să se încarce, un pic. Am plecat la drum cu 60% și ceva, unde ieri speram că voi ajunge acasă fără să se încarc deloc pe drum. Din păcate, scenariul nu se adeverește, pentru că acești 67% îmi sunt suficienți pentru ce am de lucru astăzi, adică să ajung în Onești și în Ajud, dar cu siguranță nu mi-ajung până acasă, așa că voi încărca la Focșani, unde există o stație de, cred că, de 100 de kW, dacă nu mă înșel, dar nu aia mă interesează, ci faptul că este lângă Subway, unde găsesc niște sandwich-uri vegane nemaipomenite și cât mașina o să încarce, habar n-am cât am nevoie de la Focșani, dar oricum nu foarte mult. Cât eu o să mănânc, mașina o să fie încărcată cu cât am nevoie pentru a ajunge la București. După cum spuneam, ziua asta este, După cum spuneam, ziua asta este una scurtă, Roman, Onești, Ajud și acasă. O să revin cu un scurt update la Focșani, după care cu concluziile zilei de astăzi și cu datele pentru acest electric trip, care acum este la câți kilometri? 2498 de kilometri. Până acasă vor fi aproape 2900 de kilometri. Aproape la fel ca acum un an și acum 2 ani de zile. Și uite că se întâmplă ceea ce speram să nu se întâmple astăzi, adică o încărcare. Având în vedere situația de azi noapte, astăzi voi încărca la Focșani. Să vedem că sunt la Focșani. Când am ajuns aici erau două mașini încărcate, acum mai este doar una. Am văzut că mai nou stația e de 135 de kW. Împărțit la 2, cam înseamnă că ele are un state of charge mai mare. Eu trag acum cu 70. După cum se vede, o stație foarte bine poziționată și se pare că destul de folosită. Având în vedere că sunt două mașini, deci cred că o să am timp sigur să mă duc să mănânc și eu un sandwich și după care o să mă întorc la mașină și dăm bătaie spre București, de unde voi reveni cu concluziile acestei călătorii electrice. Și m-am întors la studioul meu preferat și anume în mașină. Sfârșit electric trip, sfârșit ziua 6, sfârșit daily vlog. Înainte de a vă spune cum a fost călătoria asta, concluziile mele după această călătorie de 6 zile și câți kilometri? De fapt văd aici mașina, e mai simplu, și 2863 de kilometri, deci aproximativ ca anul trecut. Hai să vă zic ce am văzut nou față de 2022. Anul ăsta am văzut mult, mult mai multe case, fabrici, ferme, hoteluri, you name it, cu instalații de panouri fotovoltaice și am văzut atât de multe accidente încât am spart aici, nu am spart. Încât vreau să spun chestia asta, a fost o chestie care m-a surprins neplăcut. Cred că am surprins inclusiv pe cameră, și în ziua 2 și în ziua 3. Evident că nu am pus cadrele alea în clip pentru că mi se pare,
nu vreau să caut senzaționalul. By the way, dacă n-ați văzut sau dacă vreți să vedeți cum au fost până acum cele 5 zile care au trecut din această aventură electrică prin România, o să pun ori link pe undeva pe aici, ori le puteți găsi pe canalul meu. Deci, după cum spuneam, am văzut foarte, foarte multă lume grăbită, foarte mulți șoferi haotici, nu știu, și foarte multe accidente. Anul trecut și acum 2 ani nu mi-am uitat să văzut așa multe accidente. Deci anul ăsta am văzut, cred că cel puțin 2 pe zi. 2 pe zi și 2 m-au și marcat oarecum. Unul s-a întâmplat chiar lângă mine pe contrasens. Al doilea care m-a marcat s-a întâmplat astăzi, în drum ce mă îndun spre casă. Am remarcat mașina pentru că avea EVE la număr. Nu spun ce mașină e, dar există și în varianta electrică și chiar am crezut că este electrică. Pentru că venea din spate foarte tare și era, cred că i se lipise mâna de maneta asta cu flash-uri. Și în fine, m-am dat la o parte, chiar am crezut că e electrică și mă gândeam, zi, ce șofer electric pe extrem mega grăbit. Și ca vreo jumătate de oră mai în față, în fine, vă imaginați ce s-a întâmplat o jumătate de oră mai în față. Ideea e că nu văd de ce suntem atât de grăbiți, atât de haotici, atât de... Nu știu dacă există un lucru pentru care merită să te grăbești în așa fel încât să-ți pui ție integritatea în pericol și a celorlalți. Rămâne o enigmă pentru mine, se întâmplă chestia asta în ultima perioadă. Sper doar să nu exagerați atunci când plecați la drum. Și când mă refer exagerat, mă refer la să nu conduceți prea mult. Cred că am primit un comentariu la unul dintre clipuri în care îmi spune cineva că eu nu mă dau jos în mașină 1200 km, că am autonomie. Și eu am făcut chestia asta, probabil că o să o mai fac, dar nu spun că e o chestie sănătoasă. Sănătoasă mă refer pentru integritatea mea, în primul rând, și evident a celorlalți în jurul meu. E super utilă o pauză odată la 2, 3, 4, cel mult 4 ore, să te destinzi, să te întinzi, să-ți relaxezi un pic simțurile. E opinia mea și până la urmă așa spune și regulamentul șoferilor profesioniști. Odată la, nu știu, la 4 ore cred că au pauză, la 2 ore au pauză mică, la 4 ore au pauză mare, de câte mi-amintesc eu, când am dat examenul pentru atestat de... Deci, nu știu, deci nu exagerați cu timpul ăsta petrecut în scaun, adică orice pauză e binevenită și atunci când vă grăbiți, mergeți tare cât de tare puteți, dar adaptați viteza la condițiile de drum. Adică și eu am mers cu viteze mai mari de 130, nu în România, evident, dar am încercat să adaptez viteza la condițiile de trafic. Asta, nu vreau să rămân în speța asta, dar na, am zis să spun ce m-a marcat anul ăsta. Deci, panouri, foarte, foarte multe panouri, ceea ce este super tare și mă bucur că văd chestia asta. Și, din păcate, partea asta mai puțin plăcută. Ok, să revenim la acest trip de 6 zile. 2863 de kilometri cu 439 de kWh consumați și un consum de 15,3 kWh la 100 de kilometri. Comparat cu anul trecut, unde am avut 13,9, mi se pare că este excelent consumul ăsta, pentru că avem partea de altă mașină, o mașină cu o formă de dulap, un Model 3 care a fost foarte îndrăgostit de mâncarea de la McDonald's, KFC, Burger King, you name it. Adică un Model Y și un Model Y care e încălțat cu anvelope de vară pe niște jante de 20, pe când Model 3 era încălțat cu anvelope mixte, dar pe 18 inci, lucru care l-a ajutat foarte mult la eficiență. Hai să vedem cum au fost, să dau drumul la o înregistrare aici, mai știu cum dau drumul, haide-o. Și să intrăm în TESI, să vedem cum au fost cele 6 zile de electric trip. De fapt, hai să vedem cum a fost ziua de astăzi. Ziua de astăzi a avut doar 368 de kilometri. După cum v-ați aminte, a început
oarecum cu stângul. A fost singura situație mai puțin plăcută din toată această aventură de 6 zile. Am avut 368 de kilometri, pentru kilometri ăștia am consumat 57,1 kWh și am fost super mega eficient, un consum de 15,5 kWh la 100 de kilometri. Am condus în total 5 ore și 55 de minute. Ce mai spune pe aici? Nu mai ne interesează nimic altceva. Cam atât. Am avut o singură încărcare. Vedem la charge. Asta de la Focșani, care a fost mai lungă decât anticipam eu, pentru că la Subway am găsit pe cineva în fața mea care a comandat 3 sandwich-uri și a întrebat pentru fiecare, nu mai contează, a stat foarte mult până și a comandat cele 3 sandwich-uri, mi-am luat comanda, am mâncat și am plecat. 34 de minute a durat cu totul, nu știu cum unii spun că ei alimentează la benzinărie, beau o cafea, și comandă și un sandwich, îl mănâncă, se duc și la toaletă și toate astea în doar 5 minute. Am dat cu virgulă. Am avut și eu, că doar nu m-am născut o mașină electrică, am avut și eu mașină pe combustie, știu și eu cum e cu alimentarea și cu statul la benzinărie. Niciodată nu durează 5 minute, dar na, așa zic unii. Deci a fost o încărcare de 34 de minute, la o stație super bine amplasată, din punctul meu de vedere și din punctul altora, după cum s-a văzut sau după cum vă amintiți, erau două mașini când am ajuns eu acolo, am așteptat vreo 2-3 minute și până am plecat eu, a plecat și cea de lângă mine și a venit încă o altă mașină, deci e o stație care are parte de multe încărcări pentru că e bine amplasată și e o stație puternică, e un hypercharge. Deci aici am încărcat de la 18% la 79% în 34 de minute cu un peak power de 74 de kW. Ar fi o stație de 150, parcă 135 scria pe plug share, dar se pare că e 250 totuși. Dar cum în permanență au fost două mașini, stația face balanț de putere, deci 75-75. Average văd că a fost 60 de kW. Ok, asta a fost încărcarea de astăzi și hai să vedem la 7 days, nu, hai să vedem de când am plecat. De luni până astăzi, cât a stat mașina la încărcat. Ne spune? Fuel cost efficient duration. Deci, din acest electric trip de 6 zile, mașina a stat 2 ore și 3 ore la încărcat. 2 zile și 3 ore la încărcat. Țineți cont că ea s-a încărcat în fiecare noapte. Câteva ore. Deci 2 zile și 3 ore asta mașina a încărcat și de cele mai multe ori am setat eu amperajul mai mic, astfel încât să se încarce cât mai lent peste noapte, să fie gata 100% exact în momentul în care eu plecam la drum. Cam astea au fost încărcările și am adăugat în perioada asta autonomie pentru 2979 de km, chiar dacă eu am făcut 2863. Restul s-a consumat pe Sentry, preclimatizare, keep climate on și mai știu eu ce. Ok, hai să vedem cum a arătat asta, harta. Harta astăzi, na, e simplă, today, să vede. Am plecat din Roman, în Bacău, că m-am oprit să fac o poză, am ajuns la Onești, am mai oprit după aia undeva, la Adjud, unde am mai avut treabă, deci Onești, Adjud. La Onești vedeți două opriri pentru că am făcut și o faptă bună, nu o să mă dau mare acum cu ce am făcut, dar ideea e că atunci când aveți ocazia să faceți o faptă bună, ați face bine să o faceți, că nu pierdeți nimic. Așa, Adjud, Focșani, unde am încărcat și acasă. Așa arată harta de astăzi. Analytics. Ne-am uitat, 368 de km, 57,1 kWh consumați cu consumul super mega bun, 15,5 kWh la 100 de km. Dar hai să vedem cum arată harta pentru toate zilele. 14-19. Map. Și toate astea cu mașină electrică. Ce spuneți de asta? Deci 6 zile în care mi-am făcut și treaba și am putut să călătoresc alături de colegii mei cu o mașină electrică. Nu mai vorbesc de costuri, că oricum ale costurilor au fost way foarte mari. Deci așa arată harta. Și Analytics. Același număr de kilometri,
mașina spune 439 de kWh, Tesi spune 476, pentru că ia în calcul și cele amintite mai devreme ca absentri, preclimatizare și keep climate on, și eficiența pentru kilometri ăștia în Tesi este de 16,6 kWh la 100 de kilometri, pentru că ia în calcul toți consumatorii. Dacă e să luăm doar ce s-a consumat în drive, avem exact ce ne dă mașina, 15,3 kWh la 100 de kilometri. Acum și câteva cuvinte despre mașină. După cum știți, este vorba de un model Y Standard Range cu anvelope de vară și jante pe 20. După drumul ăsta pot să spun că mașina asta este best buy, chiar așa cu bateria asta de 62 de kWh. De ce? Pentru că am ajuns să avem atât de multe stații de încărcare. Știu că sună ciudat că spun chestia asta, dar chiar stăm în față de 2018-2019, este senzațional cât de multe stații avem acum. Iar faptul că au început să apară și hiperchargere este cu atât mai bine, pentru că după cum ați văzut, cu mașina asta, chiar dacă ești nevoit, pentru că are o baterie un pic mai mică, ești nevoit să faci o oprire, o faci o oprire, dacă ar fi să te iei numai după ce spune ea, de între, nu știu, între 8 și 18 minute. Ceea ce de foarte multe ori este mai puțin decât ai nevoie pentru a ajunge la budă și a-ți lua o cafea și a bea o cafea. Lucru care este absolut senzațional. Deci pot să spun că mașina asta, în varianta ei, că m-a întrebat cineva ce recomand mai mult, long range sau standard range. Recomand, dacă nu vreți neapărat tracțiune integrală, nu știu, aveți nevoie neapărat de tracțiunea asta integrală, o recomand cu căldură pe asta standard range, rear wheel drive, pentru că este super suficientă pentru absolut orice călătorie, zic eu, din România sau din afara ei, chiar și pentru muncă, cum a fost în situația mea. O oprire de 10-15 minute la 2-3 ore este... nu mi se pare mult și chiar aș recomanda, chiar dacă nu ai nevoie de încărcare sau călătorești cu mașina pe combustie internă, o oprire la 2-3 ore este mai mult decât necesară, părerea mea. Deci între long range și standard range aș pune să alegeți, dacă nu aveți nevoie neapărat de tracțiune integrală, standard range, mai rămâneți și cu ceva bani pentru câteva mai multe vacanțe de făcut cu noua voastră mașină electrică. Pentru că sunt destul de obosit și de-abia aștept să fac o baie la mine acasă și să dorm în patul meu, până la următorul clip, care cred că va veni pentru că a fost o aventură și un maraton pentru mine, nu doar munca și condusul, ci și să trag clipurile astea, pentru că nu sunt ca Casey Neistat să fiu ceva natural, pac, te pui la tabletă. Apropo, toate clipurile au fost editate, inclusiv ăsta, pe tableta asta. Să iasă așa natural, foarte rapid și... da, mi s-a părut obositor și apreciez pe cei care... acum cu atât mai mult îi apreciez pe cei care fac chestia asta zi de zi. Este... cel puțin pentru mine este foarte greu. Până data viitoare, dacă ți-a plăcut clipul ăsta, clipurile astea, dacă îți place ce găsești pe canalul ăsta, nu uita să... te abonezi și nu poți să-ți urezi altceva decât să stai încărcat. Salutare!